Bună seara tuturor și bine ați venit în a patra zi a săptămânii noastre de îndrumare. Astăzi am o invitată specială, așa îi zic eu de fiecare dată că este specială și toți invitații mei sunt speciali, pentru că, așa cum mai devreme am vorbit cu Valentina, ține de un pic de asumare să vină și să vorbească în fața tuturor. Ieri am făcut exerciții cu Migdana despre cum să accesăm și să lucrăm cu copilul din interiorul nostru, iar în zilele precedente am vorbit teoretic despre partea teoretică a copilului interior și cum să-l identificăm. Astăzi Simona o să ne spună despre experiența ei și cum a pus ea în practică toate aceste lucruri. Abia aștept, Simona, să te ascultăm. Bună seara, Sorina, și bună seara tuturor! Mă bucur că sunt aici cu voi. Subiectul ăsta l-am auzit acum mulți ani, cred că sunt 10 ani de atunci, cel puțin. Și la vremea aceea, gândirea mea era mai simplistă, să-i spunem, și credeam acest subiect ca fiind o copilărie, ca să nu-i spun o prostie. Între timp am înțeles că o copilărie poate să fie toată viața și că viața este despre joacă și nimic altceva și că uneori este bine să ne mai și prostim. Pentru că dacă voi o să faceți un exercițiu simplu în care o să scoateți de 100 de ori limba, așa una după alta, o să vedeți cât de rapid, mai rar un pic, la mine exercițiul era cam așa când am făcut copilul interior, de 100 de ori și destul de așa. Făcând exercițiul ăsta am putut să râd cu toată gura și tu știi că astăzi ai scris un articol despre chestia asta și mi-am amintit și eu cât de energizant, cât de ușurată am fost în momentul în care am râs cu tot sufletul, hai să-i spunem așa. De fapt, acel râs este râsul copilăriei pe care noi îl auzim poate zilnic la copiii noștri, dacă avem, dacă nu, oricum, când treceți pe lângă parcurile de copii, pe ei auziți făcând lucrul ăsta. Acum, întrebarea mea este de ce s-ar fi schimbat și de ce n-ar fi rămas la fel, de ce nu ne trebuie o glumă foarte bună ca să râdem la fel de fiecare dată. Undeva nu mai facem lucrul ăsta pentru că am înțeles cuvântul plictisitor ca fiind un cuvânt cu o conotație negativă, dar am uitat să știm despre cuvântul plictisitor, că de acolo se nasc geniile și că de acolo vin lucrurile bune. Deci, referitor la copilul interior, chiar și când este plictisitor, lăsați-l să fie și așa, acel copil umbră, da? Cum v-a explicat ieri Migdana, sau cum v-a dus ea în călătoria asta a exercițiilor de copilul umbră și copilul lumină. Ne întoarcem la mine și la povestea mea a copilului interior, care a început cu nu am înțeles de ce nu mă puteam bucura de nimic. Poate lucrul ăsta l-ați întâlnit și voi. Însă în momentul în care am avut tot ce mi s-a explicat de copil că ar trebui să am, că ar trebui și subliniez cuvântul ăsta, nu am înțeles de ce eu nu sunt bucuroasă. Și trecând luni, poate chiar spre ani,
Am înțeles că am acumulat așa o expresie care o aud și astăzi, uneori, râs ca prostul. Am auzit chiar în unele familii că există și o prescurtare pentru așa ceva. RKP, da? De la râs ca prostul. Și că mamele și-au subminat această bucurie a copiilor lor folosind expresia asta. Am auzit-o și eu. Nu știu dacă am auzit-o la părinții mei. O să vă spun sincer, pentru că probabil iubirea necondiționată nu-mi dă voie să acumulez anumite informații, pentru că, slavă cerului, părinții sunt minunați și deosebiți și desăvârșiți. Dar știu că am auzit expresia asta și am înmagazinat-o atât de bine în mine, încât am reușit să devin o foarte serioasă și o foarte puternică și o foarte autosabotantă a bucuriei mele. A nu se confunda, vă rog, bucuria cu fericirea. Bucuria îți permite să ai acea stare și dacă primești un zâmbet și dacă primești niște lacrimi. Normal că nu asociezi și cu râsul în momentul în care vin lacrimile, dar îți dai seama că din anumite lacrimi pot să iasă și uneori succese. Și chiar dacă ne ducem la extreme sau chiar dacă eu m-am dus la extreme de data asta, voi de multe ori ați văzut copii care într-o tabără se plângea, într-o tabără se râdea și nu înțelegeați de ce unul e așa și unul e așa. Ei pot să accepte ca unul să plângă și unul să râdă și nu au niciun fel de problemă. Însă maturul din noi are impresia că trebuie să fie tot timpul bucuros. Și asta a fost prima lecție pe care am învățat-o eu despre acest copil interior, pe care eu de fapt îl numesc acele emoții, acele hărți de emoții pe care le-am învățat atunci când eram tabula rasa, în fragedă copilărie, și pe care le-am asociat cu evenimente, le-am asociat cu cuvinte, l-am asociat cu tot ce a fotografiat creierașul meu, ca fiind potrivit sau nepotrivit, dar pentru că un copil nu știe să-și regleze singur emoțiile, se folosește de părinte. Și dacă părintele îi spune că există bun sau rău, el o va lua de bună, exact așa cum o va povesti părintele. Deci eu am primit această expresie de râs ca prostul. În momentul ăsta îmi dau seama că poate la acele momente mi-a servit la ceva și în primul rând sunt sigură că mi-au servit la a ajunge la conștientizarea asta și chiar și să vorbesc astăzi cu voi despre, pentru că sunt sigură că nu sunt singurul copil care a primit acest tratament, dar care astăzi știe că această frază poate fi schimbată și în percepție și către copiii noștri. Și asta pe mine mă bucură foarte tare. Un alt aspect pe care mi-l amintesc foarte bine și anii ăștia am reușit să-mi analizez foarte bine reacțiile. Și acum vreo 2-3 ani de zile am înțeles foarte bine că eu nu știu să primesc cadouri. Și o să vă spun întâmplarea de la care a plecat toată sinteza, toată harta asta a creierului meu.
eram în clasa a întâia, cred că la prima, după prima sau a doua săptămână, ceva de genul acesta, și educatoarea a dat perdelele la spălat. Bineînțeles, pentru că eu îmi doream foarte mult să intru în grațiile educatoarei, am vrut și eu să iau să spăl o perdea la mama acasă. Mama dragă de ea, având foarte multe deja de făcut, a înțeles că eu am luat acea perdea la spălat pentru a primi bonificații. Și bineînțeles că mi-a ținut această teorie a bonificațiilor și că eu nu trebuie să fac ceva în schimb neapărat pentru a pentru a fi iubită. Un lucru de altfel bun explicat. Creierașul meu ce a făcut în momentul acela? A spus că ok, în momentul în care cineva o să-ți ofere ție ceva, exact așa am gândit eu, pentru că eu m-am gândit la învățătoare, eu nu m-am gândit la clasă, la copii, la colegi, nu m-a interesat asta. Atunci înseamnă că tu trebuie să dai ceva în schimb și trebuie să faci un serviciu, pentru că eu mă așteptam ca să intru în grațiile învățătorului meu. Și din momentul acela, eu nu am mai știut, eu nu mi-amintesc să nu fi primit vreun cadou sfioasă. Sau gândindu-mă și făcându-mi deja un plan, ce ar trebui să fac eu în schimb. Și lucrul acesta s-a întâmplat în clasa 1, mi-l amintesc și astăzi perfect, în primele săptămâni de școală. Așa că am cărat bagajul ăsta până acum vreo 2-3 ani, când am spus ok, am înțeles de unde vine, renunț la el și vă spun sincer, eram în săptămâna de Crăciun și mi-aduc aminte că mi s-a umplut biroul de cadouri. Chestie care nu se întâmpla înainte, nu avea nicio treabă cu mine, dar de atunci mi-am dat voie să primesc și să știu să mulțumesc și să fiu recunoscătoare pentru ceea ce mi se dă și să nu mă gândesc, să-mi fac procesul deja, ce ar trebui eu să fac în schimb. Și acum chiar și de la voi, fetelor, când primesc un cadou, că m-ați văzut de multe ori deja, nu mai am fusticeala aceea și tresăltarea aceea, ok, ce o să trebuiască să fac eu de acum încolo. Și uite, așa am identificat eu o situație care mă jena, efectiv. Și pe lângă asta, darurile au început să vină cu adevărat. Partea asta de nu cred că merit, poate fiecare dintre noi sau nu știu, eu sigur, pentru că vorbesc astăzi de mine, am reușit să îl accesez până într-un anumit punct și să mă gândesc că da, eu merit. Și tot timpul din nou să trebuiască să fac ceva, să construiesc ceva, să pun baze și așa mai departe ca să merit. Asta mie mi s-a întâmplat datorită condiționărilor pe care le-am primit, de peste tot condiționări, da? De la faptul că mă jucam cu colegii și îmi spuneau că sunt prieteni cu mine doar dacă le dau și eu jucăria X sau jucăria Y, până la, nu știu, mergi în vacanță sau în excursie doar dacă faci X sau Y lucru sau vei primi cadou de la Moș Crăciun doar dacă ești cu minte. Acestea sunt condiționări pe care harta mea mentală le-a înțeles că eu trebuie să fac ceva tot timpul pentru ca într-adevăr să primesc ceva. Și aici mă refer nu la a primi cadouri, dragilor, ci mă refer la munca de zi cu zi, la banii pe care noi îi câștigăm și așa mai departe. A fost un moment de oboseală în viața mea în care am spus ok, eu nu cred că pot să mai
muncesc atât de mult, zi și noapte, eu cred că merit să îmi primesc banii sau ce vreți voi să vă imaginați, făcând doar atât. Practic, am început să-mi stabilesc noi contracte, ca să spun așa. Și din momentul acela am înțeles că am și eu dreptul să stabilesc ce fac, cât fac, cum fac, cât pot să fac pentru acel merit. Oarecum eu am reușit să-l înlocuiesc și să-i spun, ok, eu pot să fac în schimbul banilor X, de exemplu, atât. Până l-am dat seama de lucrul ăsta, mă ajungeam la surmenaj, ajungeam să fac maxim și oricum nu mai puteam să fiu eficient. Asta este clar, dintr-un anumit punct nu mai reușeam să fiu eficientă, dar reușeam însă să ajung la surmenaj. Totul la mine a plecat de la aceste condiționări, crezând că eu nu pot să refuz, nu pot să spun stop, nu am dreptul ăsta. La mine așa a funcționat. L-am mai identificat și cu ajutorul anumitor exerciții și cu ajutorul emoțiilor, da? Identificării emoțiilor pe care le aveam. De fapt, pentru mine asta este cheia. Ce simt în momentul ăsta? Unde în corp simt lucrul ăsta? În felul ăsta reușesc să îmi dau seama de unde provine și ce mi-aș dori de fapt să pun în loc. Pentru că doar o simplă identificare, din punctul meu de vedere, nu este suficientă. Avem nevoie și să știm ce vrem să punem în loc. Și asta este recomandarea mea pentru voi. Haideți împreună să învățăm ce vrem în locul a ceea ce avem astăzi. Și un lucru pe care vreau să-l discut, pentru că îl văd în societate de foarte multe ori, și este un joc pe care părinții îl fac, dar este, din punctul meu de vedere, și pentru că vorbesc astăzi despre experiența mea, îmi permit să-mi spun punctul meu de vedere, referitor la falsele întrebări pe care le adresăm copiilor noștri pentru a-i determina să facă ceea ce noi ne dorim. Eu recunosc. Nu mi-amintesc dacă am primit falsa întrebare ca și copil fiind, pentru că eu am respectat foarte clar ordine. Adică la mine n-a fost vorba de faci așa sau așa, la mine a fost clar, trebuie să faci așa. Și eu fiind un copil foarte ascultător, un pic de copil umbră acolo așa, mai mult de 50%, cum v-a explicat ieri Migdana, atunci vreau să mă întorc la falsa întrebare și să vă explic că, din punctul meu de vedere, faptul că noi îi punem pe copii să aleagă dintre două lucruri care oricum lor nu le convin, nu le permite lor să-și dezvolte singuri instinctele. Și o să mă duc încă mai departe, către protecția, falsa protecție care ni se poate oferi din exterior, da? Care s-ar putea să ne facă uneori rău. O să vă rog să fiți atenți și în jurul vostru la falsele întrebări care ni se pun din partea absolut orice, de la prieteni, rude, organele statului, pentru că am văzut și lucrul acesta în ultima perioadă, mai ales pe pandemia asta. Așa că o să vă rog să vă gândiți pentru copiii voștri ce fel de instincte vreți să creionați în ei și să înțelegem
dacă este potrivit, să punem falsele întrebări sau falsele supoziții în locul la ordinele pe care noi le-am primit. Am vrut să vorbesc un pic și despre copilul interior de astăzi, nu cel al meu de ieri. Special pentru că am început să văd în parenting foarte mult folosindu-se lucrul acesta și el funcționează foarte bine, asta o spun din nou din experiența copiilor, doar că din punctul meu de vedere este tot o condiționare și poate că ar fi bine să ne uităm un pic și aici și să înțelegem libertatea pe care e bine să o aibă copilul nostru și cum anume vrem noi să arate copilul interior al copiilor noștri. Și o să trec la aspecte care mi-au determinat oarecum calitățile creative. Îmi amintesc copil fiind că mi s-a spus foarte des tu scrii urât și am ajuns să spun eu lumii nu, eu scriu urât. Eu acest tu scrii urât l-am luat motamo nu ca pe scris, ci motamo la partea de creativitate și am renunțat să mai scriu ceva efectiv, o compunere, nu mai spun când era, venea vorba de ora de română, Doamne ferește să mă pui ceva să scriu pe vremea aia să mă fi pus. Însă lucrul acesta a fost făcut stop până în momentul în care eu am început să-mi scriu un jurnal și vă recomand și vouă acest exercițiu pentru că este vindecător și este recomandat de foarte mulți psihologi a fi făcut pentru că așa reușiți să identificați cu adevărat ce simțiți și ce emoții repetați zi de zi. Fraza asta între timp pentru mine a suferit oarece modificări și de multe ori vedeți texte scrise de mine pe grup. Cred că și Sorina, dacă mi-amintesc eu bine, în prima zi a folosit un text pe care l-am scris eu. Mie îmi place ce scriu acum. Mă bucur și poate la un moment dat o să reușesc să-mi înșirui ideile într-o carte. Sigur nu o să fie ceva pe care l-am inventat eu, dar cu siguranță dacă un suflet se va regăsi în rândurile mele, eu o să fiu fericită. Deci, dragilor, în momentul în care identificați la voi o frază din copilăria voastră care a determinat activitatea pe care nu mai reușiți să o faceți astăzi, gândiți-vă bine la ce a simbolizat pentru voi și poate reușiți să dați frâu liber imaginației și să vindecați acea parte a voastră pentru că copilul vine cu atât de multe daruri, doar că între timp el este un pic sluțit. Dar se poate regenera și asta este minunat. Pentru că este vorba despre un seminar cu uleiuri esențiale totuși. Eu vreau să vă spun de ce m-am însoțit eu și cum am reușit eu să mă redescopăr și să redescopăr copilul ce zăcea acolo după îmbrățișări și după scosul limbii pupături și așa mai departe. Pentru mine kitul emoțional și știu că în protocolul vostru este Ilan Ilan, care este uleiul copilului interior și o să vreau acum să vorbesc un pic și despre el, dar vreau să vă recomand ca în primul rând să îl însoțiți și de un emoțional, măcar CIRU, așa cum este în protocolul vostru,
Dar pentru a regăsi și ceea ce este pierdut, nu numai bucuria, căutați și celelalte uleiuri esențiale din kitul emoțional și cu siguranță nu o să vă pară rău. Eu astăzi, datorită kitului emoțional, reușesc să stau în parc fără nicio problemă să mă joc cu pietre, ceea ce nu reușeam, dragilor, să fac. Pentru că mă murdăream, ca să vedeți și văd asta zilnic, la mamele cu care mă întâlnesc în parc și aud într-una, vezi că te murdărești, stai într-un loc, vezi că, uite, pantalonii tăi cum arată, pune-ți șapca în cap că-i soare, nu te juca cu pietre, deși ești într-un parc care este plin de pietre, adică n-ai cum să faci, este tentant pentru mine acum, dar nu pentru ăștia mici care sunt tabula rasa. Ai băgat în gură, scoate din gură, lăsați-i. Ei se imunizează, faceți-vă voi ceva și imunizați-vă la ceea ce gândiți. Eu vă recomand așa achitul emoțional măcar, chiar dacă acum a sunat un pic cam dur. Dar întrebați-vă, vă rog eu frumos, întrebați-vă de ce eu nu pot să mă joc în parc cu copilul meu așa cum o face el, sau dacă mă joc cu copilul meu în parc și o fac din faptul că știu că trebuie să o fac și mi se pare o corvoadă, sau o fac chiar pentru că este tentant și pentru mine. Eu astăzi reușesc să fac lucrul ăsta pentru că e foarte tentant pentru mine să mă așez jos, e foarte tentant să mă joc cu tot ce se află în parc. Recunosc, nu prea reușesc eu să mă dau prin leagăne pentru că amețesc, dar la un moment dat, cu siguranță, am să înțeleg de ce mi se întâmplă și asta. Deci mai am lucruri pe care și eu le caut și sunt sigură că la momentul potrivit o să-mi vină și răspunsul. Deci, jucați-vă, echilibrați-vă, pentru că viața chiar este o joacă, viața nu este o seriozitate îmbrăcată la costum, aranjată, dată cu ruși sau mai știu eu ce. Nu, și stând pe tocuri eventual. Nu, deci chiar nu. Viața este despre a reuși să vezi bucuria și într-o picătură de rouă și într-o îmbrățișare a mamei și în îmbrățișarea oricărui om care vine către voi să o facă. Deci de asta eu vă recomand uleiurile astea și de asta recomand kitul emoțional pentru așa ceva. Și mă întorc la Ylang Ylang, pentru că experiența mea cu Ylang Ylang pleacă cu furie prima dată și nu înțelegeam de ce. Și lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că au fost foarte multe furii pe care în copilărie le-am reprimat și la un moment dat ele au început să dea pe afară. Dar în momentul în care am înțeles asta, pe lângă faptul că acum iubesc mirosul de Ylang Ylang și Kanaga, pentru că și el face parte din aceeași familie. Însă, prima dată când am pus sticluța la nas, s-a întors nasul. Și prima dată când am început să-l folosesc, a fost cu un pic de furie, cam undeva la 3-5 zile, cred. Important este că s-au eliberat. Și important este că le-am echilibrat. Este normal ca dacă tu ții într-un bol un burete mult mai mare decât acel vas, în momentul în care ai deschis capacul, el să expandeze. Ei bine, e posibil ca dacă noi am acumulat sentimente mult prea multe reprimate acolo, să înceapă să iasă pe afară. Dar e bine, nu-i nimic de rău, să știți. Asta a fost seara pe care eu am vrut să o împărtășesc cu voi. Sper ca să vă ajute ceea ce eu v-am spus. Așa că spor la joacă!
Îți mulțumim foarte mult, Simona, că ne-ai condus așa în călătoria ta, una privată și personală, ca să zic, și ai împărtășit-o cu noi. Plus că te felicit că ai făcut treaba asta, că e un drum și nu toată lumea are curajul să facă asta. Să vină și să împărtășească, mai ales din experiența proprie. Poate mulți dintre noi avem curajul să venim să împărtășim ce am învățat din cărți, dar nu și din experiența noastră. Deja acolo e ceva mult mai puternic. Da, Sorina, sunt de acord. Dar în momentul în care eu am învățat cum anume să lucrez cu identificarea asta, am învățat-o de la alți oameni. Nu am învățat-o singură și nici din cărți, eu recunosc. 6 luni de zile am experimentat identificarea emoțiilor pentru a putea să îmi dau seama de unde, de ce. Deci dacă nu vor fi oameni care să împărtășească experiența lor, nu vom avea alți oameni vindecați. Recomandarea mea este ca toți care au o experiență să vină și să ne-o spună, pentru că eu prima dată când am auzit că sunt oameni maturi care pot să se joace, eram debusolată total. Cum adică eu fac chestia asta, dar o fac cu greutate? Adică pentru mine e o corvoadă să stau acolo să mă joc cu o mașinuță. Asta era gândirea de atunci. Când am auzit că există și mi-aduc aminte acum 3 ani de zile, când am fost la un curs de NLP și în jurul meu plângeau foarte multe persoane, pentru că coachul ne-a împărtășit din experiența personală și eu eram cu ochii cât cepele, că trecusem și eu prin așa experiență, mi-am dat seama că nu sunt singură. Ei, și atunci a început distracția. A, dacă nu sunt singură, atunci hai că pot și eu. Deci experiența este foarte importantă. Nimic nu este mai valoros decât o experiență. Cărțile sunt foarte bune și, apropo de copilul interior, am mai recomandat-o și în alte seminarii, când corpul spune nu. Este una din cărțile wow pentru a vă ajuta, pentru cei care au fost copii traumatizați, dacă au fost copii care au stat în traumă la modul real, pentru că eu m-am alintat, vă spun drept. Doar că mai este un lucru pe care l-am observat văzând în jurul meu, hai să nu spun studiind, dar văzând în jurul meu foarte mulți copii și întâlnindu-mă cu ei în diferite ipostaze, mi-am dat seama că există un, hai să-i spun, dar cu care a venit copilul, ca el să experimenteze mult mai intens o emoție, aceeași emoție, aceeași situație și totuși doi copii o percep diferit. Și atunci am înțeles de fapt că pentru unii traumă sau copil interior suprimat înseamnă una și pentru alții înseamnă alta. Dar asta poate este un pic mai în profunzime. Dar clar, parcurgând anumiți pași și anumite materiale și văzând și experiențe, îți dai seama că se poate. Poate nu astăzi, dar mâine cu siguranță vei reuși. Acum că tot ai specific, vezi, eu sunt curioasă din fire și nu mi-am pierdut treaba asta. Asta-i bine. Am fost copilul, apropo de experiențe, uite, asta nu mi-am amintit-o, eu am fost copilul care nu prea avea voie să întrebe, eram... Deci e bine, e foarte bine, bravo. Eu am fost rebelă din punctul ăsta de vedere, nu prea mi-am postat dacă aveam voie sau nu, eu tot spuneam. Și m-a ajutat mult în viață treaba asta.
Apropo de, tot am spus de curiozitate, ce anume te-a ajutat pe tine să-ți identifici emoțiile? Pentru că foarte mulți oameni găsesc o dificultate în acest lucru. Păi, uite, la copilul interior este foarte clar. Prima dată mă întreb de ce eu nu pot să fac lucrul ăla dacă sunt adulți care o fac. După aia plec exact din momentul în care mă așez jos lângă copilul meu și caut să mă joc, ok, hai să văd ce simt. Exact, ce simt în momentul ăla? Frustrare. Faptul că am treabă și mă gândesc că nu o să pot să fac ciorba în momentul ăsta și trebuie să fac mai târziu. A, deci ok, dacă e asta cu ciorba, e clar că mie mi s-a spus, a, tu nu te joci. Și uite, dacă tot de experiențe vorbim, de ce nu puteam eu să mă joc? Uite, asta nu v-am explicat-o. Vă spun un secret. Eu m-am jucat cu păpușile până în clasa 8-a. Am fost așa fericită, câștigătoare a jocului până în clasa 8-a. Voi vă dați seama, în clasa 8-a, dar cât are un copil? 14 ani? Cred că 14-15 ani. Bun. Dar cum făceam chestia asta de mă jucam? Am o soră mai mică cu 8 ani decât mine și era următoarea vină, da? Era o vină aici. Ea se joacă, da? Și atunci mă folosesc de ea și eu mă jucam. Dar problema a fost că sora mea n-a fost așa jucăușă ca mine cu păpușile, pentru că ea era mai... așa zis băiețoasă, hai, e un termen oricum, nu e ok, dar în fine, ca să-l înțeleagă toată lumea. Și ea nu vrea să joace cu păpușile, înțelegeți? Și atunci mama mea mă găsea pe mine jucându-mă cu păpușile și îmi spunea, bă, dar tu până când ai de gând să te mai joci? Ei, și uite așa, tot spunându-mi astăzi, mâine, poi, mâine, bă, dar ești mare, ești mare, ești mare, ești mare, tu nu mai ai de gând să crești, ceva de genul ăsta era. Băi, și am renunțat să mă mai joc. Și eram atât de creativă, că mi-aduc aminte. Făceam, coseam, fel și fel de chestii. Adică era momentul meu de relaxare. Și pentru că mi s-a spus de atât de multe ori, am renunțat la el. Și așa mi-am dat eu seama că ce se întâmpla de fapt. Mama îmi spunea, du-te și mătură terasă. Dar eu mă jucam în momentul ăla. Dar cât ai de gând să te mai joci? Și când mă puneam jos cu copiii mei să mă joc, mă gândeam exact, ok, ce-mi trece, ce gândam. Mă analizam odată la 5 minute, ce gândam? Ciorba. Dar de unde vine Simona chestia asta cu ciorba, că e mai importantă ciorba? Și mi-am adus aminte măturatul terasei și făcutul aia, cu joaca din mea din clasa 8-a. Și uite, așa am înțeles. De ce eu nu pot să mă joc? Ca să recapitulez, că poate v-am dus în așa cum o fac eu de obicei, tu. Prima dată identific problema. După ce am identificat-o, mă gândesc ce îmi spun în capul meu atunci. Dacă nu pot să fiu prezentă acolo cu copilul, este clar că trebuie să-mi înțeleg unde mă duc cu mintea. Dacă mă duc cu mintea în altă parte decât la ciorbă, cum a fost la mine, ok, întrebați-vă de ce vă duceți cu mintea acolo. Vreți să fiți acolo și nu vreți să fiți în prezent. Ok? Asta este modalitatea mea. Și eu cred că la majoritatea este la fel. Poate putem aplica și alte tehnici, dar dacă asta funcționează. Eu zic să vă serviți de ea și apoi... mai scrieți-mi dacă nu e reală, că mai sunt și altele. Mulțumesc mult că mi-ai răspuns la întrebare. Mie mi se pare o tehnică foarte simplă. Eu sunt foarte pentru sau pro pentru tehnicile simple, că am observat din experiența mea de viață că ne complicăm foarte mult lucrurile ducându-ne în foarte multe chestii, când sunt foarte multe lucruri simple și metode simple de a le aplica. Dacă mai sunt întrebări sau dacă cineva vrea să ne împărtășească. Eu zic să facem stop la live-ul de pe Facebook și mai continuăm aici mai intim, că poate da. Vrea lumea să vorbească lucruri mai intime. Exact. Deci mulțumesc pentru urmăritorii de pe Facebook. Și vă mulțumim, așa cum a zis Simona, vă mulțumim că ne-ați urmărit pe Facebook. Noi ne reîntâlnim cu voi și mâine pentru ultima zi, iar cei care vor să stea pentru discuție sau...
întrebări, o să rămână cu noi pe Zoom. Dacă la fel doriți să faceți acest lucru, vă sfătuim în săptămânile noastre de îndrumare să vă conectați pe Zoom pentru asta, pentru ulterior a vorbi într-un cadru mult mai intim decât ce este în varianta Zoom. Scuze, în varianta Facebook. Deci ne întâlnim mâine cu voi, dragii noștri, și pe Facebook.